права Виктор Тимов. Bună seara, dragi Toastmasters! Bună seara, dragi oaspeți, care cu siguranță ați trecut cândva prin situația când ați fost peste portare sau în o speție la niște străini și vi s-a spus ceva de genul că la noi așa se face, fă și tu așa. La noi se bea paharul până la fund, o să bei și să ne respecti ce ați zici. Că altfel noi nu ați acceptăm. Eu nici nu o să vă pun să ridicați mâine, că știu că apusolul oricine s-a întâlnit cu așa ceva. Este un proverb tare popular, care însă nu are o traducere la fel popular în română, dar sună în felul următor, dacă aș traduce nota mor. În Roma, fii ca romanii. În Paris, fii ca parizieni. În Berlin, fii ca germanii. Păi iată, am fost și eu în Berlin și am încercat să fiu și eu ca germanii. Întrucât am fost un oportunist ales pentru un job special. Dar cred că totuși o să vă întrece. Știți cineva de acest produs? Da. Păi am fost oportunistul special de a lucra la această companie internațională și a fost, este una dintre cele mai mari companii care din toată Europa de produse de gătit. Și la început era un job cu prezentare foarte modernă. Colectiv intercultural, toleranță de gen, diversitate cu specialiști din toate lumea. Și într-adevăr așa era. Într-adevăr am cunoscut cu mai mulți colegi din toate colțurile lumii. Din Brazilia, din Iran, din Afganistan, din Australia, ba chiar și din China. Erau toți specialiștii din lume, acolo erau. Însă când am dat să lucrez direct cu acel iranian, pentru prima dată mi-a inspirat un pic de frică. Pentru că el reprezenta o imagine tipică a unui terorist. Și parcă mă tineam să-i zic ceva care e incorrect, cam și mă bate. Iar când m-am mai împrietenit cu el și era ziua de 8 martie, când întreb, măi, de unde aș putea să iau niște flori? Pentru că ești mai de mult aici în Berlin, trebuie să știi. Flori? Tu vrei să dăruiești flori moarte? Asta cum? Unde ai văzut așa ceva? Ei doar sunt moarte. Asta e așa, așa de inuman. Eu spun, da, toată lumea face așa, nu? Și toți din prejurul meu se uitau la mine ca la un tâmpit. Și, într-adevăr, a fost foarte greu să găsesc niște flori acolo. Și așa erau mai mulți colegi. Multe valori care erau normale pentru mine, erau foarte strane acolo. Dar și timp de o lună nu am reușit să-mi găsesc un prieten. Până când norocul m-a atins. Și a venit un prieten din Serbia, cu care am putut să discutăm despre mașini, despre fete, soții, și despre alte chestii cu care am putut să avem o conexiune, conexiune dintre bărbat, bărbat. Nu am mai întâlnit așa oameni exact acolo. Însă era destul să treacă o lună pentru că el să devină ca ei. Și într-așa măsură încât să refuze să-i fac cinste. Pentru că să nu-mi rămâie responsabil. O. Și, precum și am spus, toți oamenii erau așa. Pentru că așa sunt germanii. Sunt și nu doar în companie, dar și toți oamenii care am întâlnit în acel oraș. Ne privind la faptul că era un oraș unde se, e o adânătură de toate popoarele, ei cu toții aveau același comportament. Comportament egoist și
evaziv de responsabilitate. Niște valori pentru care să crești un câine e mai bine decât să crești un copil, pentru că e mai ieftin și mai ușor. Niște oameni pentru care decât să-ți creezi niște relații de prietenie, mai bine plătești pentru absolut fiecare mărunțiș și nu cumva să-ți ai responsabilitatea să faci ceva în locul altcuiva. Și nu în ultimul rând, să te simți mereu ca o națiune superioară asupra tuturor. Dar asta vor putea face doar cei cu sângele curat, cei germani adevărați. Și voi, sclavilor, nu veți putea face asta niciodată, indiferent cât ați încerca. Voi ne veți robi în următorii 1000 de ani, așa cum am încercat să o facem mai devreme. Dar acum voi veniți voluntar și lucrați pentru noi. Și asta nu se va schimba până voi nu veți face ceva. Și atâta timp cât voi veți plăti taxele noastre, noi foarte ușor ne vom duce la Arbeitsagentur și vom sta până la 40 de ani, 5 facultăți și doar atunci ne vom gândi dacă avem de gând noi să lucrăm sau nu. Sau o să facă asta alții pentru noi. Și dacă vi se pare că sunteți niște oportuniști care vin aici și utilizează toate facilitățile noastre, începând de la transport public, joburi și calea către Europa, să știți că plătiți foarte scump. Plătiți cultura voastră.